Aș vrea să citim textul care îl avem pentru seara asta, dar am o surpriză pentru dumneavoastră. Tot timpul vă spun de tot felul de traducere ale Bibliei în limba română. Am ales pentru dumneavoastră în această seară traducerea Bibliei în versuri. Știți că avem o Biblie românească în versuri? Cineva a avut răbdarea să pună toată Biblia în versuri. Deci din Biblia în versuri vă citesc acum 2 Timotei, capitolul 3, 1 la 5. Să știi că în zilele din urmă, când timpul aproape că se curmă, au să se arate vremuri grele, care vor aduce multe rele. Atunci oamenii știu bine că vor fi iubitori de sine, de bani ei vor fi iubitori, lăudăroși și hulitori. Nemulțumiri vor avea multe, de-a lor părinți n-au să asculte, fără evlavie au să fie și plini într-una de trufie. Lipsiți, ei au să se vădească de orice dragoste firească, clevetitori, neînduplecați, neîmblânziți și neînfrânați, la depărtare se vor ține necontenit de orice bine, vor fi obraznici, îngânfați, înspre vânzare aplecați, iubind plăcerele mereu mai mult decât pe Dumnezeu. Evlavia ce vor avea de formă numai va fi ea. Căci neîncetat acești oamenii acei tăgăduiesc puterea ei. Tu te bărtează-te mereu de astfel de oameni, fiul meu. Să ocupăm locurile. V-am spus de aplicația aceasta, conține peste 30 de traduceri ale Bibliei în limba română și promit acum până la sfârșitul acestei serii să vin de fiecare dată cu câte o traducere nouă, să citim textul acela, să vă lămuriți că, de fapt, toate traducerile acestea sunt frumoase, sunt importante și nu trebuie să dezvoltăm atitudinea aceea care, din păcate, o au, să nu numim alte religii, față de Biblia noastră, de exemplu, nu? Biblia sectară. Dacă ar deschide-o, ar descoperi și ei frumusețea unei noi traduceri ale Bibliei, pe care Cornilescu a dus-o ca un dar făcut de Dumnezeu națiunii noastre. În seara aceasta vom discuta despre neînfrânați. Cuvântul acesta este foarte ciudat. Suntem mai obișnuiți, probabil, cu desfrânați decât cu neînfrânați. De fapt, vom găsi imediat în Sfânta Scriptură că este un cuvânt rar folosit în Sfânta Scriptură, deși caracteristica aceasta este prezentă aproape peste tot. Cuvântul în limba greacă este akrateis. Vine de la particula negativă a și kratos, care înseamnă putere, stăpânire sau domnie. Fără putere, fără cineva care nu recunoaște stăpânirea, care nu recunoaște domnia, este un akrateis. Oamenii vor fi akrateis, vor fi neînfrânați, nu vor recunoaște autoritatea. În dicționarul limbii române apare necumpătat, neînfrânat, fără autocontrol, fără stăpânire de sine, indisciplinat. Sunt și alte definiții, de exemplu, se spune că omul care este un neînfrânat are porniri care nu pot să fie stăvilite, nu se poate abține, care denotă lipsă de reținere, de stăpânire de sine. E bine, în Bibliile românești, cuvântul ăsta a fost tradus foarte diferit. Eu am verificat vreo 8 traduceri diferite. De exemplu, Biblia Catolică spune că oamenii vor fi indisciplinați. Nu vor asculta de nimeni. Indisciplinat. Ca un copil care nu ascultă de părinți, de dascări, de nimeni. Indisciplinați. Biblia Fidela, o traducere mai recentă, apărută la Cluj, oameni lipsiți de autocontrol. Spune, oamenii vor fi lipsiți de autocontrol. Biblia Cuvântul Viu și Cornilescu modernizat folosește nestăpâniți în loc de neînfrânați, nestăpâniți, oameni care nu se pot stăpâni. Îi apucă nervii, explodează, fac ce cred ei că trebuie făcut. Biblia Noua Traducere folosește fără stăpânire de sine. Oameni care nu au stăpânire de sine.
Biblia, noua traducere modernă, că avem și așa ceva, deci noua traducere, noua traducere modernă, le spune necumpătați. Cea mai veche traducere este Testamentul de la Belgrad, de la Alba Iulia, zice netreavzi, oameni netreavzi. Ce mi se pare simpatic, Noul Testament, pe înțelesul tuturor, întotdeauna ne surprinde, zice, nu vor da doi bani pe moralitate. Oamenii nu vor da doi bani pe moralitate. Înțelegi foarte bine despre ce este vorba. Traducerea interconfesională, făcută de frații baptiști și pentecostali împreună, în anii trecuți, zice, violenți, oamenii vor fi violenți în vremurile din urmă. Haideți să vedem câteva caracteristici la modul general a omului neînfrânat. Cum este un om neînfrânat? Încă o dată, noi avem mai mult obișnuința cu cuvântul desfrânat. Desfrânatul este un neînfrânat în domeniul sexual. Este un curvar, un preacurvar care este stăpânit practic de un singur viciu, să zicem așa. Asta este în limba română. Cuvântul acesta de desfrânat. Omul neînfrânat nu se poate controla, n-are frână. Deci de aici și vine un om fără frână. Că ești o mașină fără frână, n-ai frână la mașină. Nu te poți opri, nu? Neînfrânat. În al doilea rând, omul acesta, deci, nu se poate ține în frâu. Impulsurile sale emoționale sunt lăsate în voia lor, acționează după cum crede el că îi pică bine în momentul respectiv, de aceea poate să ajungă la un comportament compulsiv. Foarte ușor un asemenea om. Este gata de excese, care uneori sunt dăunătoare, nu numai pentru el, dar și pentru cei din jur. Se îmbată până bate pe toată lumea, bate nevasta, copiii, dărâmă tot ce găsește în drum, nu? Un comportament ieșit din control. În al doilea rând, omul acesta este o persoană egoistă. Pentru că propriul lui pasiuni și porniri sunt cele mai importante pentru el, așa? El este extrem de egoist. Plăcerile lui sunt pe primul loc. Ignoră nevoile altora pe care le poate și abuza ca să satisfacă propriile lui nevoi. În al treilea rând, este un revoltat împotriva normelor sociale. Din categoria asta se recrutează studenții care sunt în campusurile universitare acum și demonstrează și fac larmă și protestează, uneori fără să știe pentru ce. Este un revoltat împotriva oricărei reguli. El nu iubește nicio regulă, că regula lui. El trebuie să facă regula, nu? De aceea toate restricțiile le ia în drept un atac la persoana lui, nu? Cine sunt ăștia să-i poruncească lui? Nu? De ce trebuie să mergi pe dreapta și nu pe stânga, pe drum? Nu? Apropo, știți de ce umblă englezii pe stânga și nu pe dreapta? De la Revoluția franceză vine boala asta. La Revoluția franceză, așa, ăștia s-au revoltat împotriva boierilor, a bogaților, a eu știu, nobililor, care toți umblau călări pe cai, nu? Și atunci erau atacați peste tot nobilii. Și ca să se apere nobilul, nu? Călătorea pe partea stângă a drumului, nu? Pe partea stângă, ca să poată scoate sabia și să se bată pe dreapta dacă îl atacă cineva, cu mâna dreaptă. De aici s-a făcut o regulă să circule mașinile și astăzi pe partea stângă.
englezii la care nu s-a dus Revoluția franceză, nu s-a dus Revoluția asta comunistă, practic socialistă la ei, ei au rămas pe partea aialaltă. De aia există astăzi două sisteme de conducere. Când am călătorit în Anglia sau în Australia sau eu știu, în Irlanda, veneam de la aeroport, mă așteptau un frate, eu mă duceam direct la șofer să conduc. Zice, vrea să conduceți dumneavoastră? Nu, nu, nu. Da. Eu știam că acolo e locul pasagerului. Nu? Acest revoltat împotriva regulilor, el nu iubește niciun fel de regulă care există. El este împotriva tuturor legilor și a regulilor. Respinge orice formă de autoritate. Nu? Refuză supunerea față de reguli, de legi, îngrădesc libertatea și nu-și poate satisface plăcerile care el le are. Este un tip impulsiv. Nu gândește prea mult la consecințele acțiunilor sale. Reacționează imediat la ceea ce stă împotrivă. Numărul 6. Caută să-și satisfacă plăcerile imediate, chiar dacă lucrul acesta are consecințe negative pentru sine și pentru alții. Prețuiește foarte mult autonomia și libertatea. El vrea să fie liber, să nu îl bată nimeni la cap, să duce când vrea, vine când vrea. Este pasionat de aventură și de riscuri, pentru că adesea este atras de aceste activități riscante care îi declanșează adrenalina. El funcționează bine pe adrenalină. Este ușor predispus la experiențe noi, la aventuri, la consumuri de substanțe, de alcool, de droguri. Ăsta imediat îmbrățișează noile experiențe, pentru că este dornic de aventură, de ceva nou. Sunt multe aici, dar nu vreau să vă plictisesc cu ele. Haideți să vedem dacă avem câteva persoane în Biblie care sunt de genul ăsta. Unul pe care îl putem bănui foarte ușor, că este un om care nu este înfrânat, este Lot. Genesa, capitolul 13-19. Alege să locuiască în Sodoma și Gomora, nu? De dragul afluenței materiale. Vrea să se simtă bine, să fie bogat, să aibă ce mânca și ce bea. Își expune familia la corupția acestor cetăți sodomite. Decizia acestui om a dus la distrugerea întregii sale familii. A rămas cu două fete și ați văzut că dacă au ieșit din Sodoma, Sodoma n-au ieșit din domnișoarele astea care au făcut un păcat teribil cu propriul lor tată. L-au îmbătat și s-au culcat cu el. Un alt om de care am putea să-l bănim foarte ușor, că este un tip neînfrânat, este Samson. E un bărbat puternic, are puteri deosebite din partea lui Dumnezeu, nu? Dar este un bărbat impulsiv, dominat de dorințele sale carnale. Vede o fată la filisteni, ia-mă că mi-o place, îi spune lui taică-s-o. Nu? Pe urmă nici nu mai întreabă de taică-s-o, se duce el la filistence. Îl domină pasiunile sale carnale. Lipsa de înfrânare l-a distrus, ajunge orb și rob filistenilor în final. Moare odată cu ultimul act al bravurilor sale, dărâmă templul sau locul acela unde erau cu toții adunați să se distreze pe seama lui, nu? Este exemplu unui om din Sfânta Scriptură, un tip neînfrânat. Vă dați seama dacă omul acesta ar fi folosit puterile care le-a dat Dumnezeu într-un mod, să zic așa, cu minte, și nu s-ar fi dedat la excesele acestea, ar fi făcut lucruri mari pentru neamul său. Dar a murit, așa cum vom vedea în discuțiile noastre, oamenii aceștia și mor destul de repede. Să știți că până și David dă dovadă, împăratul Israel, împăratul Soare, așa cum îl numește istoria, a avut și el momentele sale când a fost lipsit de autocontrol, de înfrânare, nu? Toți au plecat la război, a rămas acasă, tras un somn zdravă după masă, probabil, după ce a mâncat bine, s-a plimbat pe terasa palatului și a văzut pe cineva care făcea baie în vecini, nu?
Eu am bănuiesc de multă vreme că Batseba a știut unde să facă baie și când. Și David, care a fost cuprins de păcatul ăsta a nestăpânirii de sine, lipsă de autocontrol, a chemat-o și a păcătuit cu Batseba și pe urmă l-a ucis și pe prietenul lui, practic soțul Batsebei, un viteaz, un conducător, un om al armelor pe care se baza împărăția lui David. Un alt om care dovedește, mai ales spre sfârșitul vieții sale, lipsă de control, este Solomon, fiul lui David. Omul care a construit templul lui Dumnezeu. Okay? Dă dovadă de lipsă de autocontrol, lăându-și 700 de neveste și 300 de țiitoare. Tot m-am întrebat, la ce fi trebuit 300 de țiitoare dacă a avut 700 de neveste, nu? Și 700 de socre. Voia mai mari dureri de cap, nu-mi dau seama. Ei, dă dovadă de lipsă de control aici. Spune Sfânta Scriptură că femeile acestea i-au aplecat inima spre idoli. Târât de iubire. Ascultați cuvântul Domnului în 1 Împărați, capitolul 11, versetul 3 la 4. Zice, a avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare. Și nevestele i-au abătut inima. I-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au aplecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost întru totul la Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Iată și oamenii mari, înțelepți, se pare că, indiferent cât am fi de înțelepți, dacă ne lăsăm prada acestui păcat al nestăpânirii de sine, vom ajunge ca și Solomon. Un alt exemplu în Sfânta Scriptură este împăratul Nebucadnețar al Babilonului. În cartea lui Daniel, Nebucadnețar este descris ca un rege foarte puternic și mândru în același timp de realizările sale. Într-o zi se plimbă pe terasa palatului său și el vede tot Babilonul de acolo de sus și zice, ăsta e Babilonul care mi l-am făcut eu. Nu? Asta sunt realizările mele. Nu? Și cuvântul Domnului a venit instantaneu și a spus, află împărate cât ți s-a luat împărăția asta. Și haideți să vă citesc câteva cuvinte din Daniel, capitolul 4, unde împăratul ăsta, după mândria asta realizărilor sale, nu? Ajunge să pască iarbă ca boii, ca vitele. De aceea, împărate, placă sfatul meu, spunea Daniel, pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că îți va prelungi Dumnezeu fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, după un an de zile, după ce Daniel i-a spus aceste cuvinte, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc în Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele spre slava măreției mele? Observați mândria acestui om scăpat de sub control. Nu sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a coborât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. No, astea sunt câteva numai exemple din Biblie despre oameni care nu au avut autocontrol, n-au avut frână, neînfrânați. Oameni fără frână. Haideți să vedem câteva versete din Vechiul Testament despre lipsa de înfrânare. În Biblie, conceptul acesta de neînfrânare sau comportamentul neînfrânat este adesea asociat cu păcatul și cu respingerea voii lui Dumnezeu. Iată câteva exemple. Poporul lui Dumnezeu, Moise, este sus pe munte, primește tablele legii de la Dumnezeu, când coboară în vale, larmă foarte mare. Unii zic că e război, Moise știe că nu e război, ăștia cântau, dansau,
Iată ce spune Domnul despre ei. Moise a văzut că poporul era fără frâu. Fără frâu. Vedeți, frână vine de la mașină, dar frâu vine de la cal. Poți să fii ca un animal fără frâu, ori ca o mașină fără frână, dar tot neînfrânat ești. Ești fără frâu. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu. Spre batjocura vrăjmașilor săi s-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. Exod 32:25. Un alt exemplu din Vechiul Testament este împăratul Ahaz al lui Iuda, care la rândul lui este și un om neînfrânat, un om fără frână sau fără frâu. Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul Israel, care avusese o purtare fără frâu, o purtare fără frâu în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. 2 Cronici 28:19. Iată un împărat desfrânat, fără frâu, fără frână. Este simpatică exprimarea din Psalmul 32. Neînfrânatul este ca un cal sau un catâr fără pricepere. Iată ce spune cuvântul Domnului: nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îl strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. Zice Domnul, cel puțin ăștia, animalele astea, dacă le legi și le pui frâu, asta nu se apropie, nu se te calce, nu se apropie de tine. Dar nu fiți ca și un cal sau un catâr care n-are frâu, umblă pe unde vrea el. În al patrulea rând, găsim că acest comportament a neînfrânaților este descris extraordinar în Psalmul 106, versetele 37-40. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Israel, despre poporul sfânt, nu? Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan. Și țara a fost spurcată astfel prin omoruri, s-au spurcat prin faptele lor, s-au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. Sunt cuvinte foarte grele. Când un neam întreg s-a desfrânat, practic spune împotriva lui Dumnezeu, împotriva legilor lui Dumnezeu. S-au revoltat împotriva lor. În Psalmul 25, neînfrânatul este ca o cetate dărâmată. Toți ați văzut cetăți dărâmate, noi avem plină România de ele, nimeni nu le mai repară. Lângă Pâncota la Șiria este o cetate dărâmată pe care am vizitat-o de mai multe ori. Iată ce spune cuvântul Domnului: omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Printre zidurile cetății pasc caprele și, eu știu, animalele. Este ca o cetate surpată. Așa este omul care nu are control, care nu îl pasc toate celelalte păcate. În Proverbe 16 spune: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel ce cucerește cetăți. Este inversul primului verset. Omul care este stăpân pe sine este ca o cetate întărită, este mai prețios decât un viteaz care cucerește cetățile. În așa șaselea rând, cuvântul Domnului spune că neînfrânatul moare prematur, moare înainte de vreme. Cel rău este prins el însăși în nelegiurile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare. Din lipsă de înfrânare, se va potigni din prea multa lui nebunie. Omul care nu știe să se stăpânească, mai devreme sau mai târziu, va muri din pricina neînfrânării lui. Eu am rude care au murit de alcool. Okay?
Și fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți prin rudele și cunoștințele dumneavoastră tragedii de genul acesta, oamenilor care n-au știut să se înfrâneze. Okay? La Chicago am lucrat cu suedeză, sau din Suedia, Ula, era real estate și Ula fuma în continuu, în continuu. Nu putea sta de vorbă 5 minute cu mine, că trebuia să iasă afară să-și aprindă o țigară. Și într-o zi mi-a spus că a lipsit, n-a mai găsit-o. Păi zice, am fost la spital, ce ai pățit? Zice, mi-au tăiat un plămân, mi-a scos un plămân. Dar să nu spui că din pricina fumatului. Nu, nu, Doamne ferește, cum să spun așa ceva? I-au scos un plămân din pricina fumatului și a murit foarte devreme datorită fumului pe care îl înghițea din 5 minute. Cuvântul Domnului spune că atunci când lipsește revelația, descoperirea divină, poporul devine fără frâu, devine neînfrânat. Wow! Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Dar ferice de poporul care păzește legea, spune Proverbe 29:18. Acum, noi pentecostalii totdeauna spunem descoperire dumnezeiască, este o prorocie din biserică sau o descoperire, cum zicem noi. E, cuvântul Domnului spune mai degrabă că e vorba de revelație dumnezeiască, care îmbracă diferite forme și n-ar trebui să o îngustăm decât așa cum gândim noi. Versetele acestea subliniază importanța autocontrolului, a înțelepciunii și a ascultării de voia lui Dumnezeu. Prin evitarea căderii în păcat și pentru a duce o viață cumpătată și binecuvântată de Dumnezeu. Haideți să vedem câteva versete din Noul Testament și ne apropiem și de sfârșit. Primul pe care îl găsim chiar în Evanghelie, spus de Domnul Iisus, este Fiul Risipitor, care spune cuvântul lui Dumnezeu, care a început să ducă o viață destrăbălată sau desfrânată, fără frâu. În sfârșit, liber, noi acum facem tot ce ne trece prin cap, tata nu e aici să ne vadă, nu ne bagă de vină nimeni, frații nu ne văd, nu? Și a dus o viață destrăbălată. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată, destrăbălată. Destrăbălarea este manifestarea nestăpânirii, nestăpânirii de sine. Nu? În Efeseni, ni se spune că neînfrânatul ajunge fără simțire, fără bun simț, sau pe românește nesimțit. Ajunge nesimțit. Neînfrânatul ajunge un nesimțit. Okay? Iată ce spune cuvântul Domnului. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Sunt cuvinte foarte grele aici, care vorbesc despre omul care nu se poate înfrâna, care nu are autocontrol. Iuda, în epistola sa, are un avertisment tuturor creștinilor și bisericii, atenționându-ne de pericolul infiltrării în biserica neînfrânaților, care transformă harul lui Dumnezeu în desfrâu. Eu nu vreau să mă bag într-o dispută teologică aici cu calviniștii, dar o serie de calviniști de astăzi ne spun că Domnul e bun, putem să păcătuim cât vrem, noi nu, El nu ne poate șterge de pe numele Lui, că suntem mântuiți forever. Dar nu mai spuneți. Ei produc un har ieftin, un har pe care îl transformă în desfrâu, încurajează desfrâul în felul acesta.
că s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul. Interesant. Deci harul ne este dat să ne putem înfrâna, nu să putem să ne ferim de păcat, să trăim o viață disciplinată. Dar ei spun că harul este libertate să facem ce vrem. Nu? Aveam niște prieteni în Timișoara, imediat după Revoluție, au început niște biserici noi, foarte moderne, așa, și au venit băieții acasă și au spus că gata, de azi înainte își lasă plete, de azi înainte pot să fumeze, pot să facă ce vor, că harul ne dă libertate. Noi suntem liberi, domnule. Ia. Așa de liberi au devenit foarte mulți în bisericile acelea că și-au pierdut credința pentru totdeauna. Au intrat în fundul iadului. Harul ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești. Harul nu ne învață că astea sunt ok și acum putem face orice, că Domnul e bun, ne iubește și suntem copiii Lui și nu ne poate șterge de pe numele Lui. Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Iată ce spunea Iuda, aveți grijă că intră în gândirea voastră teologică în bisericile de acum, de atunci și de astăzi, practic, oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Felix, guvernatorul iudeii, care a venit să-l asculte pe apostolul Pavel, nu? Pavel este întemnițat, este la Cezaria și a apărut și guvernatorul cu nevastă sa și l-a chemat pe Pavel să-l asculte, să vadă de ce îl învinuiesc ăștia pe Pavel. Spune Sfânta Scriptură că atunci când Pavel a început să vorbească, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te când vom mai avea prilej și te voi chema. Cred că s-a îngrozit când a vorbit de înfrânare, nu? Că se era un desfrânat, nu? Ca toți romanii, ca toți păgânii din timpul acela, când a auzit cu predică asta, o să te chem eu altă dată când am timp. Nu l-a mai chemat niciodată și a pierdut ocazia să se întoarcă la Dumnezeu. Ei, apostolul Petru prezintă înfrânarea ca pe cea de-a patra treaptă spre desăvârșire a credinciosului. Dacă sunteți atenți la 2 Petru capitolul 1, există un fel de scară a desăvârșirii credinciosului, nu? Zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, asta e a doua, fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Trebuie să ajungem să putem iubi umanitatea, să iubim pe toți oamenii. Noi nu ajungem nici măcar la dragostea de frați. Nu? Care frați? Păi aia care ne plac nouă, nu, nu toți. Înfrânarea, observați, joacă un rol enorm de mare în creșterea noastră spirituală, în desăvârșirea noastră. Desfrânarea este o faptă a firii pământești, pe când înfrânarea poftelor este o roadă a Duhului. Observați aici. Iată cele două versete, Galateni, capitolul 5, practic 3, versete, versetul 19, 22 și 23. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Observați imediat, desfrânarea. Pe când roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege, spune Apostolul Pavel. Pavel spune, în vremurile din urmă, oamenii nu vor fi guvernați de înfrânarea poftelor, ci vor fi guvernați de faptele firii pământești, când vor da cale libere desfrânării.
Vom ajunge și la subiectul ăsta și vom discuta concret ce se întâmplă în America de astăzi și în toată lumea, practic, mai ales în Europa, nu? Când desfrânarea devine politică de stat. Nu? Devine politică de stat. De aceea sunt încurajați homosexualii, sunt încurajate toate deviațiile posibile și imposibile, nu? Încep să apară legi, să interzică păcatele foarte grele, că umanitatea le-a respins întotdeauna, nu? Abuzarea copiilor, nu? Pur și simplu sunt state care legalizează treaba asta. Ori lucrurile acestea sunt o caracteristică a vremurilor din urmă și desfrânarea sau lipsa de înfrânare este la orice pas. Ultimul verset pe care îl discutăm în această seară este că necredincioșii, oamenii care trăiesc în lumea din jurul nostru, se miră de viața noastră disciplinată și cumpătată. Li se pare că suntem ciudați, nu? Foarte ciudați. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru 2, capitolul 4, versetul 3 și 4. Ajunge într-adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în destrăbălări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bați jocoresc. Râde noi. Cum, domnule, nu bei, nu fumezi, nu? Spunea un frate că în partea asta de sud Americii și pocăiții fumează, nu? Spunea un frate din Atlanta, mi se pare, mi-a povestit că a lucrat undeva și în pauză l-au servit cu țigări și au spus, nu fumezi. Dar ce pocăit ești tu care nu fumezi? Ce pocăit ești tu care nu fumezi? Nu? Se mirau că există oameni care să abțin, nu? Toată partea de sud a Americii au fost cultivatori mari de tutun, nu? Toți aveau frații hol de mari de tutun. Așa cum în multe regiuni din România au livezi de vii și livezi de pruni. Și unul dintre păcatele dominante într-un anumit județ, că nu vreau să pronunț numele, era băutura, nu? Ce pocăit ești tu care nu bei, nu? Ia. Trăim într-o lume care, așa cum spuneam la început, va fi guvernată de această înclinație a societății spre destrăbălare, spre pofte, spre neînfrânare, spre desfrânare, nu? Și vom trăi în mijlocul unor oameni care n-au niciun fel de regulă, niciun fel de frâu, nu? Este groaznic să trăiești printre asemenea oameni. Am călătorit odată cu avionul imediat după Revoluție. Tarom. Zburam din Chicago. Foarte greu s-a ridicat de la pământ, pentru că românii au început să ducă bagaje și dădeau ceva bani și toată cala era plină de bagaje peste capacitatea avionului. Foarte greu s-a mai ridicat avionul. De fapt, curând după zborul ăla, New York-ul și Chicago au interzis categoric să mai aterizeze vreun avion românesc pe aeroportul ăla. Dar specific românesc, când ne-au dat drumul spre avion, cei care aveau locuri în spate ne-au băgat prin față, cei care aveau locuri în față i-au băgat prin spate, prin ușa din spate. Așa că ne-am întâlnit ca berbecii pe centru, pe punte, lupte corp la corp. În sfârșit, după ce ne-am găsit locul, au venit și au dat câte o sticlă de vin la fiecare. Un litru de vin. Un litru de vin. M-am refuzat, bineînțeles. Îl țineau băieții jos, clonc, clonc, trăgeau câteva, au aprins țigările. N-am știut ce să mai fac. L-am întrebat pe vecinul de lângă mine, a zis, domnule, nu te supăra, ce țigări fumezi? Dar de ce trebuie? Zice, dacă mă întreabă nevastă mea, pot să-i spun și eu ce am fumat. Că nu știu. Spune și mie ce fumăm acum. Ne-au afumat, s-au îmbătat, au cântat. Ce să vă mai spun? Am coborât la Amsterdam. La Amsterdam au urcat o serie de pasageri
care nu mai aveau locuri în avion. Așa că în locurile de la întâia, care nu erau toate ocupate, au pus bagajele celor care au urcat de la Amsterdam până sus la tavan. Când a plecat avionul, s-a rupt aia despărțitoare, așa, dintre întâia și a doua, și au căzut bagajele, că de-abia au scos pe câțiva de sub geamantane. Deci, asta a fost un zbor pe care n-am să uit niciodată în viața mea. Okay? Oameni nestăpâniți, oameni scăpați de sub control, neînfrânați. Domnule, ai milă de omul de lângă tine, las că fumezi mâine, nu fumezi azi, îl afumi pe ăsta, îl bagi în spital, nu? Ceva îngrozitor s-a întâmplat. Ei, România se mai civilizează și acum am văzut și ei încep să scoată fumatul afară din localuri, din școli, din instituții, din restaurante, nu? Și e un lucru bun, lumea începe să se civilizeze. Dar ai de-a face cu acești oameni neînfrânați, care întotdeauna protestează și sfidează toate regulile care sunt. Trebuie să știm în ce lume trăim și să ne pregătim să facem față atacurilor lor și să știm să supraviețuim într-o asemenea lume. Vă mulțumesc că ați fost atenți, ați fost foarte înfrânați, n-ați plecat acasă. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru seara asta și să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și putere să rezistăm tuturor ispitelor. Amin.